s-a întâmplat și până acum. Credeam că am întâlnit până în momentul ăsta penibilul. Nu, nu l-am întâlnit. L-am întâlnit astăzi. Din păcate, echipa Craiova a făcut concurs cu acești doi băieți care sunt mai penibili. Din păcate. Asta este situația, să se ducă Craiova în Liga a doua, pentru că sunt destule echipe care și performează și știu jucăria. Pe noi chiar ne doare burta. Așa și nu putem să ținem pasul. Asta este situația, vom vedea ce măsuri vom lua, dacă vom continua. Poate Liga a doua și niște jucătoare tinere reprezintă un proiect mai viabil pentru Craiova. Așa, poate este mai viabil și pentru Liga MOL. Așa, îi felicit pe toți de la A la Z. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, de această competiție, și repet, vom încerca să ne reorientăm pentru sezonul viitor, să lăsăm echipe puternice precum Cisnădie și mai știu eu, ăștia care fac lucruri și performează, nu sunt prietenoase, îi lăsăm să performeze în ligă și să ne vedem de treabă și eventual de niște copii. Dacă vom avea voie să facem și treaba asta, vom încerca. Da, o înfrângere dureroasă. Am avut foarte multe greșeli, atât în atac cât și în apărare. Și s-a văzut rezultatul. Foarte bine. A fost un meci foarte frumos. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Și mă bucur foarte mult pentru această victorie. Și de aici ne dorim mult mai mult. Da, am început în forță acest meci. Am intrat din minutul 0 până în minutul 60. Nu am cedat. La pauză am zis la fete, n-a doua repriză, scorul începe direct de la 0-0, să nu avem surprize. Pe această care vreau să le felicit, au făcut un meci mare și sperăm că cu această victorie să aducem cât mai multe victorii.